Un bucureștean a fost victima unei erori de vaccinare. Deși primul ser administrat a fost Pfizer, la rapel a fost injectat din greșeală cu Moderna. Din fericire, tânărul se simte bine. El a fost sunat de coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, care l-a asigurat că nu există riscuri. Și un bărbat din Gorj a pățit la fel. Până acum în România au fost vaccinate anticovid peste 1.570.000 de persoane. Alina Alexandru Ionescu povestește cum a primit la rapel Moderna, deși pe 24 februarie fusese vaccinat cu Pfizer. Eroarea s-a produs în centrul de vaccinare numărul 5 de la Romexpo din București. Greșeala a fost la triaj, pentru că m-au trimis într-un cabinet în care se făceau rapeluri de Moderna. În condițiile în care eu făcusem pe 24 februarie un vaccin Pfizer. Culmea e că am avut la mine foaia pe care mi-au eliberat-o, practic adeverința de vaccinare pe care mi-au eliberat-o pe 24 februarie și pe ea scria clar că am făcut Pfizer. Nu s-a verificat și am ajuns să ne dăm seama că ne-am dat în același timp seama și eu și asistentele că a fost realizat rapelul a fost realizat cu un vaccin greșit. În cabinet a fost preluat de două asistente. Deși le-a arătat adeverința de la prima vaccinare, nimeni nu a mai verificat că pe ea scrie Pfizer. Supărarea mea nu e pe fondul stării de sănătate pe care o am acum. Supărarea mea este că s-a încercat cumva să se ascundă acest lucru. După vaccin, când a venit un medic, mi-a spus că nu poate elibera adeverința de vaccinare. Adeverința de vaccinare se pare că e foarte râvnită. Pe mine nu mă interesa neapărat adeverința de vaccinare, ci voiam să știu dacă acest vaccin va funcționa și dacă voi avea anticorpi. Mi-a spus că nu se știe din acest punct de vedere cum funcționează amestecul de vaccinuri, dar că sistemul nu poate elibera această adeverință. Însă îmi poate trece că astăzi am făcut apelul cu Pfizer, astfel încât să poată să-mi dea o adeverință de vaccinare. Prima încurcătură s-a produs la Târgu Jiu luna trecută. Un bărbat de 69 de ani, care la rapel a primit serul Moderna în loc de Pfizer. Bărbatul intrase în cabinetul greșit. Reacții adverse n-am avut, e în regulă și acum. Ar fi ceva anticorpi după testare. Mi s-a dat adeverință pe Pfizer și s-a stins pe spate vaccinat cu un rapel cu Moderna și s-a pus parafă. După care, la câteva zile, s-a umblat la programul platformei și s-a putut scoate adeverință pe Moderna. Coordonatorul campaniei de vaccinare, doctorul Valeriu Gheorghiță, l-a sunat pe Alin și a spus că nu se impune reluarea schemei de vaccinare. Starea lui este bună, anunță oficialii care au solicitat Direcției de Sănătate Publică să verifice modul în care au fost respectate procedurile la centrul de vaccinare și să remedieze eventualele probleme. Cât despre Alin Alexandru Ionescu, și el va primi o adeverință de vaccinare, unde va fi menționat tipul vaccinului administrat la rapel. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.